Are o experiență bogată în domeniul educației, fost lector superior, șef de catedră, decan și vicerectorul Universității Libere Internaționale din Republica Moldova. A fost o perioadă foarte interesantă și una extrem de benefică pentru mine, fiindcă am cunoscut multă lume interesantă, profundă, care mi-au oferit posibilitatea să pătrund în esența multor fenomene, profesionale, dar și sociale. La Moscova l-am avut în calitate de coordonator științific pe marele academician Alexei Piscunov, nepotul lui Colceac, apropo, care în permanență îmi spunea că Republica Moldova se va uni cu România și că denumirea corectă a limbii noastre este limba română. La Iași, în calitate de coordonator științific, mi-a fost marele psihosociolog, marele savant, profesor Adrian Neculau. Prin ei, repet, am avut posibilitatea să mă raliez unor standarde academice foarte înalte. Doar atât vă amintiți de perioada în care ați avut de trecut prin mai multe etape ale vieții? Pentru că studiind la atâtea facultăți, probabil a fost într-o perioadă mai lungă de timp. Evident, spre exemplu, la Moscova am înțeles ce înseamnă inteligența rusească, adevărata inteligență rusească, care conservează marile valori academice și nu doar marile valori academice. Tot acolo am înțeles ce înseamnă o mare universitate, cum ar fi Universitatea de Stat din Moscova. La Moscova am avut posibilitatea să văd foarte multă lume din fostul spațiu sovietic, dar din străinătate, care își facea studiile la Moscova. Acolo, practic, am fost în primul contact cu reprezentanții diferitelor continente. La Iași, la fel, prin Iași, prin Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, m-am raliat standardelor educaționale existente în lumea occidentală. Acolo am făcut cunoștință pentru întâia oară cu mari savanți din Franța, din Germania, Elvența Marea Britanie. Tot acolo am văzut ce înseamnă un proiect internațional, dinamicitate universitară, mobilitate profesională. Evident, au fost și foarte multe momente care vizează latura neformală. Prieteni, cercuri de interese, excursii, contacte interpersonale. Repet, a fost o perioadă foarte interesantă pentru mine și îmi pare foarte bine că m-am format în centri universitate de calibru, care mi-au oferit posibilitatea să fac un studiu aprofundat asupra domeniilor care m-au interesat. În Moscova mi-am dat un doctorat în teorie și istorie pedagogiei, iar la Iași un doctorat în psihologia socială. Apropo, prin Iași am avut posibilitatea să contactez școala psihosociologică franceză, sau de Serge Moscovici. Prin Iași am intrat într-un domeniu de actualitate al psihologiei sociale, care este reprezentarea socială. Prin Iași am avut posibilitatea să mă axez pe problematica liderilor și a leadershipului. Tema mea de la Iași este legată de lider și dinamica reprezentării sociale, care ia în vizor anume leadershipul și chipul liderului. Studiind CV-ul dumneavoastră, am și văzut că mai întotdeauna ați avut doar funcții de conducere. Acum vedem că, dacă e puțin să le enumăr, ați fost șef de catedră, lector superior mai întâi, șef de catedră, după care decan și ați ajuns chiar și vicerector la Universitatea Liberă Internațională din Chișinău. Cum se face să ai numai funcții de conducere? Niciodată nu am cerșit funcții de conducere. Mereu mi s-au oferit aceste funcții. Pornesc de la premiza că s-au creat contexte situaționale care cereau un conducător sau un lider și pentru mine există o diferență între noțiunile de conducător și lider. Probabil că am corespuns situațiilor care s-au creat. Să nu uităm că atunci când vorbim despre conducător este foarte important ca caracterologia anumitui om să fie pe potriva acelei situații. De aceea bănuiesc că trăsăturile de care am dispus și pe care le am în continuare, au fost pe potriva acestor situații. Nu exclud că am fost perceput și ca un om tranzacțional, adică un om care poate cere de la oameni, dar poate și să le ofere ceva în schimb. De ce am fost capabil să construiesc niște tranzacții, niște relații dintre mine și subalternii mei. Nu exclud că am avut și un dram de carismă, lucru foarte important în promovarea acestor oameni. Nu spuneți, ați avut, pentru că încă nu mai aveți. Vă mulțumesc foarte mult pentru această constatare, probabil. Iată aceste elemente, tranzacționalitatea, situaționalitatea,
profilul caracterologic și dramul la care m-am venit, probabil mi-a oferit tot felul de șanse. Am studiat și traiectoriile altor colegi de-a mei și am ajuns la concluzia că și în cazul lor acești factori au fost destul de importanți. Poate copilăria dumneavoastră a fost un pic mai altfel decât a altor copii sau ce ar sta la baza carismei unei persoane sau a unui lider? Vedeți, bineînțeles, dacă vorbim, spre exemplu, despre profilul caracterologic al omului, evident că acest profil se trage mai întâi de toate din copilărie. Vorbim despre cei 7 ani de acasă. Cei 7 ani de acasă constituie rezultatul educației familiale. Și atunci când vorbim despre caracterul omului, despre ansamblul însușirilor care îl caracterizează pe acest om, cum ar fi, spre exemplu, spiritul de responsabilitate, autoorganizarea acestui om, atitudinea față de alți oameni, conștiinciozitatea lui și multe alte însușiri, evident că ele mai întâi de toate provin din familie. Din acest punct de vedere, trebuie să constat că am avut noroc de niște părinți care au investit în mine, transmițându-mi energii pozitive și tot ce au mai avut, ce au avut mai bun în ei. Mai apoi, evident, au urmat școala primară, școala medie de cultură generală, alte instituții care mi-au transmis tot felul de energii caracteriale. Evident, am avut noroc și de prieteni, fiindcă intervine și această dimensiune extrașcolară foarte importantă, prietenii, mahalaua, care și ei, respectiv, au investit foarte mult în mine și au contribuit la formarea anumitor calități. De aceea, din acest punct de vedere, rolul familiei a fost unul, poate chiar determinant, fiindcă, de fapt, familia pune bazele, după care instituția preșcolară, învățământul primar sau școala secundară nu are decât să dezvolte aceste însușiri. De foarte multe ori școala poate fi mai tare, dar dacă ea este una slabă, atunci ea de regulă pierde în fața acestui potențial caracterologic pe care omul îl aduce din mediul familial. Cred că nu o să vă supărați dacă o să vă întreb sau o să vă zic să faceți o comparație între învățământul din perioada în care dumneavoastră ați crescut și învățământul care este astăzi în Republica Moldova. Lucrul ăsta l-am mai spus de multe ori și am avut și critici în legătură cu constatările la care am ajuns. Sub aspectul organizațional, învățământul din perioada sovietică nu a fost un învățământ rău, fiindcă învățământul sovietic s-a construit în anii 20 în baza celor mai bune tradiții existente în pedagogia occidentală. Sovieticii au preluat metode, forme, principii de instruire de la americani, francezi, elvețieni, nemți și așa mai departe. Alta e că împlutura ideologică care a existat în învățământul sovietic l-a denaturat, l-a rupt de realitate și l-a făcut să fie unul hiperpolitizat. De aceea, dacă de pildă vorbim despre metoda Daltonplan sau metoda proiectelor care a existat în școala sovietică, recunosc și că aceste metode sunt actuale și astăzi. Dacă vorbim despre legătura dintre instruire și practică care a existat în perioada sovietică, vă spun că această idee este actuală și pentru ziua de astăzi. De ce? În acea perioadă am fost într-un învățământ care, sub aspectul organizațional, nu a fost unul rău. Am pătimit din cauza împluturii ideologice. Spre exemplu, cu toții știam că limba engleză putea fi studiată numai în școlile rusești din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, fiindcă se considera că acei copii care învățau limba engleză trebuiau să fie devotați patriei și era periculos ca ea să pătrundă în restul școlilor, fiindcă cunoscătorul de limba engleză era un potențial trădător al țării. De aceea, de regulă, franceza era studiată în școlile moldovenești, cum se spunea atunci. Respectiv, nu ni s-a format o cultură politică, nu puteam interpreta fenomenul sau faptul politic, nu puteam vorbi despre disidenții care erau. Mi-aduc aminte cum în acea perioadă mulți studenți au fost exmatriculați pentru simplu motiv că ascultau vocea Americii și au fost prinși în flagrant pentru faptul că doar ascultau vocea Americii. Deci sub acest aspect, evident că învățământul a fost chiar defect, chiar într-un fel periculos pentru formarea profesională, fiindcă unilateraliza pregătirea profesională a învățătorilor, profesorilor, mai ales a profesorilor din domeniul socio-umanistic. Dar vorbind de metoda de predare sau de pregătirea profesorilor? Evident și ea era, vă spun, sub aspect metodic, ea era una bună, dar sub aspect ideologic era una monovalentă. Sub aspect metodic, în acea perioadă erau lucruri foarte bune pe care ar trebui să le preluăm. Spre exemplu, stagiul de producție sau așa numita practică pedagogică, când profesorii plecau împreună cu studenții la școală,
și se aflau acolo exact atâta vreme cât dura această practică pedagogică. Veneau la toate orele, ajutau studenților în elaborarea proiectelor educaționale, participau la elaborarea proiectelor extracurriculare, se încadrau inclusiv în activitățile sportive alături de studenți. După câteva luni, vedeai cum studentul venea din școală cu dexteritate, cu abilitate practică. Recunoaștem, acum școala la noi este una scolastică, este ruptă de realitate. În cel mai bun caz, studentul poate comenta fenomenul fără a avea capacitatea de a-l schimba, de a-l redimensiona. Nu întâmplător spunem că problema numărul 1 a învățământului din Republica Moldova este problema competențelor. De aceea, în proiectul codului pe care l-am elaborat acum, axarea pe competențe reprezintă o prioritate națională. Avem nevoie de oameni care pot să facă ceva. Cunoștințele sau spectrul atitudinal apar ca niște trepte intermediare, fiindcă în ultimă instanță contează să ai un specialist care poate să facă ceva. Nu-i temem să mergem la medici, la specialiști din alte domenii, știm prea bine că el tocmai nu are această abilitate, nu are această dexteritate practică de a interveni și a rezolva o problemă concretă. Știm cu toții că patronii de foarte multe ori refuză să angajeze un tânăr specialist, insistând ca el să-i prezintă în prealabil un certificat care ar confirma că a fost angajat într-o întreprindere sau într-o firmă. Fiindcă cu toții știu un lucru de care am pomenit mai sus. Școala i-a oferit doar, în cel mai bun caz, o bună pregătire teoretică. Optează pentru reforme serioase în domeniul educației, elaborarea noului cod al educației, reformarea structurală a sistemului educațional, implementarea noilor modalități de susținere a examenilor de bacalaureat, dar și noi modalități la admitere în cadrul instituțiilor superioare de învățământ. Dacă tot ați pomenit de codul educației elaborat de experții Ministerului Educației, vreau să vă întreb cam în cât timp o să fie el gata sau să ne dați mai multe detalii. Proiectul codului educației a fost definitivat. Am intrat în posesia avizilor necesare, care au venit atât dinspre experții naționali, dinspre mediul instituțional național, cât și dinspre experții străini, care au venit și dinspre organismele internaționale, cum ar fi Banca Mondială sau Fondul Monetar Internațional, UNICEF, spre exemplu. În total am adunat circa 150 de avize, nu mă mai refer și la avizele ministerilor care ne-au fost prezentate. Toate constată un lucru, că în linii mari, proiectul elaborat consună cu standardele educaționale ale lumii prospere, că prin acest proiect avem toate șansele să construim un alt sistem educațional. Acest proiect, care ocupă 71 de pagini, a fost deja prezentat guvernului. În curând el va fi discutat și sper va fi aprobat într-o ședință de guvern, după care va urma faza parlamentară. Sper că și în Parlament, după lungi discuții, controversate discuții, aprinse discuții, acest proiect să fie aprobat. Îmi doresc foarte mult ca acest lucru să se întâmple până în data de 31 iulie. Ori 31 iulie este ultima zi a sesiunii de primăvară-vară. Dacă... Evident, îmi doresc foarte mult. Dacă el va fi aprobat în această vară, atunci imediat vom recurge la elaborarea instrumentelor de implementare a acestui cod. Fiindcă implementarea presupune elaborarea zeci, chiar sute de noi regulamente, elaborarea presupune crearea de noi instituții, cum ar fi, spre exemplu, Agenția de Evaluare a Calității Învățământului. Implementarea codului presupune schimbarea denumirii ministerului, reconfigurarea ministerului, crearea unei noi echipe ministeriale și așa mai departe. De aceea sper ca el să fie aprobat cât mai curând posibil. Dacă tot pomeniți de reformele pe care doriți să le implementați pe parcursul anilor, deja vreau să pomeniți despre bacalaureat, despre că acum tot în jurul bacalaureatului sunt. Știu că ați introdus și în acest an noi modalități de petrecere a examenelor de BAC, chiar ați introdus baza de date pentru prima dată în acest an, în care ați avut imediat legătura cu studentul care semnează lucrarea. Ce alte modificări ați mai făcut sau mai doriți să mai faceți? Mai întâi de toate am pornit de la ideea că actul de corupere, fiindcă atunci când se vorbește despre sesiunea de bacalaureat, de regulă se ia în vedere
acest flagel, se vorbește mai întâi de toate despre corupție, am pornit de la test. Pe parcursul ultimilor ani se vorbea despre o mare inadvertență care pornea de la calitatea testelor. Se vorbea despre faptul că aceste teste nu erau pe potriva particularităților de vârstă și capacităților intelectuale ale copiilor. Mai mulți specialiști constatau că testele de foarte multe ori se îndepărtau de curicula școlară, depășeau condiția curiculei școlare. Se vorbea despre un limbaj defectuos cu care se opera în cazul testelor. De ce? Prima problemă pe care a trebuit să o rezolvăm a fost problema legată de aspectul componistic și structural al testelor. În această ordine de idei, pentru început, am elaborat un alt test pe care l-am supus unui experiment național. În luna martie am construit un eșantion național reprezentativ alcătuit din 22 de raioane, două municipii și unitatea teritorială administrativă Găgăuzia. În acest experiment au fost antrenați circa 16.000 de copii, circa 1.000 de cadre didactice. Și atunci am oferit acestui eșantion testul la care m-am referit. Am urmărit un singur scop, să vedem care a fost atitudinea copiilor, a cadrelor didactice față de acest test. Am vrut să auzim de la ei că acest test este pe potriva capacităților lor. Am dorit foarte mult să auzim de la ei că cu un asemenea test ei ar putea să accepte ideea de bacalaureat. Ce vreau să spun că acest răspuns l-am obținut. În majoritatea absolută a cazurilor am văzut cum elevii, profesorii școlari au spus testul este bun și el va fi în stare să contribuie la o apreciere obiectivă a cunoștințelor elevilor. Cu acest test am mers în sesiunea de examen și dacă ați urmărit, fiindcă acest fapt a fost mediatizat pe larg, majoritatea copiilor constatau ori de câte ori erau întrebați că testul a fost unul bun. Era foarte important să sporim indicele de credibilitate. Era foarte important să dăm senzația că sesiunea va fi în stare să ofere o notă obiectivă. Și vreau să spun că acest lucru în mare ne-a reușit. De fapt, tabloul general arată că ne-am apropiat foarte mult de starea de fapt. Știm prea bine că ponderea notelor de 9 și 10 s-a redus la circa 15%. Ponderea notelor negative tot aproximativ la 15%. În așa fel, notele de 8, 7, 6 ocupă aproximativ o pondere de 70%. Este aproximativ starea de fapt pe care o avem. Deși mulți specialiști spun că de fapt 9 și 10 ar forma mai degrabă o pondere de 10% și nu de 15%, dar oricum mișcarea este una corectă. Vreau să spun că anterior rectorii instituțiilor superioare de învățământ de nenumărate ori constatau că copiii venind cu un punctaj maxim, cu o medie de 10, de 9,8, adeseori nu știau tabla mulțirii sau nu puteau să construiască o frază sau comiteau multiple greșeli într-o propoziție foarte simplă. Ceea ce vorbea despre o apreciere subiectivă, inadecvată a cunoștințelor lor. Tendințele care s-au înregistrat în acest an arată că suntem pe calea cea corectă. Știți că în acest an avem și foarte multe note negative, circa 6.000. Este, după mine, un lucru firesc. Este important să oferi societății un instrument prin care copilul este apreciat obiectiv. Dacă ai răspuns de 10, să ai 10, dacă ai răspuns de 2 sau 3, să ai nota 2 sau nota 3. Evident, suntem la etapa contestațională, nu pot exact să vă spun care va fi procentajul notelor negative. Probabil, unele note vor fi majorate în situația în care comisia va decide acest lucru, dar deocamdată constatăm și o creștere substanțială a notelor negative. În genere, numărul notelor de 9 și 10 a descrescut de aproximativ 2 ori în comparație cu anul trecut, iar numărul notelor mici a crescut cu aproximativ 5 ori. Vreau să spun că am mai recurs și la o schimbare a compozițională a comisiilor de examinare. În acest an, în calitate de președinți și vicepreședinți ai comisiilor, au fost aleși persoane care anterior nu au ocupat aceste funcții. Ne-am gândit și la o prezență reprezentativă, adică am luat cadre din diferite regiuni ale Republicii Moldova. Totodată am avut mai multe comisii. Pe lângă comisia de bază,
am avut o comisie de reverificare a tuturor lucrărilor din 2010 și a notelor negative, lucru pe care nu l-am avut anterior, a fost o premieră. Totodată, o a treia comisie este comisia de reverificare a lucrărilor în regim contestațional. Sper că și această procedură să fie una benefică pentru calitatea evaluării. Știți că în acest an, pentru întâia oară, am recurs și la utilizarea aparatajului de bruiere a telefoniei mobile. Și ați găsit, ați depistat câteva nereguli. Am depistat, da. Pur și simplu blocăm spațiile în care se lucrează asupra testelor, fiindcă, cu mare părere de rău, rolul exagerat pe care îl are testul a făcut ca telefonia mobilă să aibă o ingerință foarte mare în sesiunea de examene. Am avut situații când am văzut cum elevii vin cu 3 sau chiar 4 telefoane mobile, performante, vreau să vă spun, din ultima sau penultima generație. Am văzut cum foarte mulți copii utilizează stații de recepție și emisie situate adânc în canalul auditiv. Mi se mai spunea că după asta merg la medic, că le pot scoate doar cu ajutorul unei pompe speciale. Și am înțeles prea bine că va trebui să schimbăm pe viitor metoda, fiindcă dacă din nou vom păstra testul și care va avea în continuare un rol exagerat, probabil că vom vedea cum sunt utilizate și alte mijloace tehnice. De aceea această bruiere, dacă doriți chiar blocarea spațiului electronic, a dat rezultate bune, fiindcă în asemenea situații copilul înțelege un lucru elementar. Totul depinde de el. El poate miza numai pe propriul său potențial. Înțelegând că nu poate utiliza telefonul mobil sau aceste microstații de recepție emisie, el înțelege că trebuie să pună una pe carte. Vreau să spun că utilizarea acestui aparataj a fost cu titlul de experiment la Liceul Academiei de Științe și toți copiii au spus că nu le-a produs disconfort faptul că în sala în care se aflau ei exista acest aparat. Totodată știți că am utilizat aparatele de luat vederi, adică camerele de luat vederi. Tot un experiment a fost. Prin care am înregistrat toate mișcările. Apropo, aceste camere de luat de vedere au fost utilizate numai în spațiile în care s-a lucrat asupra testelor, ci și în spațiile în care lucrările sunt verificate. Apropo de corupția și de neregulile care se petrec în timpul examenelor de bacalaureat, mă gândesc și eu așa, poate nu ar fi mai bine de omis sau poate de găsit o altă modalitate prin care să fie evaluați elevii? Da, ne-am gândit, am meditat mult asupra acestui moment, am ajuns la concluzia că este important să redimensionăm sesiunea de examene în vederea schimbării construcției interne a acestor teste. Știți prea bine că testul acesta presupune un răspuns înscris la anumite subiecte. De mai multe ori am constatat că lipsește oralitate, verbalitatea, lipsesc comentarii, discuții asupra subiectelor respective. Ar fi foarte bine dacă pe viitor, pe lângă elementul scris, care ar fi unul după noi pregătitor, s-ar regăsi și elementul verbal. Este important să vezi cum omul își poate comenta propriul răspuns, cum poate răspunde la diferite întrebări nestandarde, neobișnuite pentru el, cum își poate redimensiona optica interpretativă. Înțelegem prea bine că atunci cu adevărat vezi care este puterea intelectuală a individului în situația în care adresezi întrebări și în situația în care îl pui să-și motiveze răspunsul. Lucrul acesta nu există, de aceea am și văzut cum de foarte multe ori tinerii care vin cu niște teste bine completate, bine scrise, ulterior nu pot să-și exprime de o manieră coerentă gândul. Nu pot vorbi simplu, convingător. De aceea, probabil, la anul nu este exclus, vom vedea, poate vom recurge la alte ecuații, vom schimba, vom redimensiona acest test în care, pe lângă elementul scris, se va regăsi elementul verbal. Totodată este important ca testarea cunoștințelor să presupune nu numai identificarea componentei ideatice, ci și acele praxeologice. Este important de văzut dacă tânărul poate comenta, dar poate și interveni în viață, dând dovada faptului că dispune de anumite abilități, de dexterități. Lucrul ăsta este unul foarte complicat, el de nou va schimba arhitectura examenului de absolvire, dar îl va face mult mai serios. Și în așa fel vei înțelege prea bine că pot fi copiate anumite informații, dar nu poate fi copiată dexteritatea. Pot fi copiate anumite informații, dar nu poate fi
copiată capacitatea de a interpreta o anumită informație sau de a oferi o grilă interpretativă. Examenul trebuie să pornească de la un anumit nivel de pregătire. El trebuie să presupună conștientizarea faptului că dacă nu ești pregătit pentru examen, mai bine să nu mergi la acest examen. Și atunci vă asigur că această stare ea va influența asupra atitudinii elevului, a părinților, a cadrului didactic față de examen. Când vei înțelege că neavând o pregătire solidă, nu vei fi în stare să reziști, de fapt. Se vorbește mult în societate despre necesitatea susținerii examenelor de bacalaureat în instituțiile în care și-au făcut studiile tinerii. Chiar în acest an am discutat asupra acestei variante. Dacă am fi acceptat-o, atunci am fi avut nu 175 de centre de bacalaureat, ci 513. Evident că această majorare substanțială a numărului centrelor de bacalaureat ar fi avut și un impact negativ în plan financiar, fiindcă trebuia să cheltuim de aproape 3 ori mai mult. Dar în asemenea situații, dacă recurgem la o asemenea examinare, va trebui să avem și examen de admitere la universități. Ne gândim și la alte modalități care ar putea să dea o altă pondere sesiunilor, care pe de o parte nu l-ar stresa pe elev, dar totodată l-ar responsabiliza la maximum. Absolvenții claselor a 12-a încă nu și-au luat diplomele, dar admiterea deja a început la instituțiile superioare de învățământ. Vreți să ne spuneți că am înțeles că sunt unele modificări noi introduse la admitere, să ne spuneți mai multe detalii? Da, în instituțiile medii de specialitate, admiterea va începe la data din 1 iulie, vineri, iar începând cu data de 18 iulie, admiterea va avea loc, va începe la nivelul instituțiilor superioare de învățământ. Cu toții știm că în acest an admiterea va fi doar în baza diplomelor de bacalaureat, excepția constituind-o doar filiera instituțională din regiunile de est ale Republicii Moldova. Avem în acest an circa 550 de locuri rezervate pentru aceste regiuni. Doar acolo vom porni la premisa că vom avea un an compensativ, în decursul căruia acei tineri concetățeni de ai noștri vor trebui oricum să se pregătească pentru sesiunea de bacalaureat. Dar, repet, în acest an, pentru întâia oară, admiterea la universitate va presupune în mod obligatoriu existența acestei diplome de bacalaureat. Vreau să spun că am păstrat cotele de admitere din anul trecut. Am deschis o serie întreagă de specialități noi, ele se regăsesc pe site-ul ministerului nostru. În acest an am păstrat și formula de înscriere la facultate din anul trecut. Elevii vor fi înscriși în ordine descrescătoare. Această ordine descrescătoare se va axa, evident, pe punctajul acumulat în cadrul sesiunii de bacalaureat, dar va lua în considerare și notele corespunzătoare profilului ales din cadrul învățământului liceal. În acest an am avertizat absolvenții liceilor că vom aduce spiritul de competiție în universitate. Chiar dacă vor lua relativ ușor admiterea la universitate cu un punctaj foarte mare, vor trebui să știe că după sesiunea de vară, la universitate va fi organizat un nou concurs al burselor și al locurilor bugetate de la stat. Spiritul de concurență sau spiritul de competiție înseamnă că un elev care a fost înmatriculat nu la buget, ci contraplată, va putea intra în posesia bursei dacă va fi mult mai responsabil decât posesorii bursei. Cei care își vor pierde bursa vor trebui să meargă la studii contraplată. Sper că acest spirit al competiției va dinamiza procesul de învățământ din cadrul instituțiilor superioare de învățământ. Vor putea să-l facă mult mai consistent și mult mai calitativ. Văd că tot pomeniți de reformele pe care intenționați să le faceți și tot de modificările care deja s-au făcut. Dar știu că mai sunt și alte câteva modificări introduse în sistemul educațional la nivel preșcolar. Să ne dați mai multe explicații, pentru că vedem că deja de când a început să se mediatizeze acest subiect, toată lumea este așa un pic bulversată și nu prea înțelege însemnătatea, beneficiile acestui sistem pe care va fi, care de fapt a fost introdus în acest an. Este un experiment pilot în două raioane. A fost deja și în acest an deja vor fi în alte 9 raioane.
La ce anume vă referiți? Fiindcă acolo sunt mai multe aspecte. Care aspect v-ar interesa cel mai mult? La optimizarea școlilor. Da. Vreau să vă spun că învățământul dintotdeauna a depins de doi factori foarte importanți. De numărul copiilor, fiindcă funcții de numărul copiilor construim școli sau le lichidăm, și a depins dintotdeauna de starea economică a societății. Dacă starea economică este una precară, atunci școala, prin definiție, este cu mari probleme, la nivel infrastructural, logistic și nu doar. Dacă societatea este bogată, atunci și școala prosperă. Din acest punct de vedere, constat că în Republica Moldova avem două mari probleme la nivel de societate. Avem o involuție demografică, cu părere de rău, numărul copiilor descrește. Totodată avem și un exod masiv al cetățenilor care în ultimul timp tot mai frecventă și au și copiii cu ei în străinătate, aranjându-i acolo la școlile respective. Și totodată trebuie să recunoaștem că Republica Moldova continuă să fie cea mai săracă țară din Europa. Iată, acești factori influențează, au un impact negativ asupra școlii. Cum se manifestă acest impact? Avem foarte multe școli în Republica Moldova în care numărul copiilor este mult mai mic decât numărul cadrelor didactice. Avem școli cu 20, 30, 40, 50 de copii. Avem școli în care nu putem aduna clase liceale sau chiar clase gimnaziale. E evident că într-o asemenea situație, pornind la premisa că oricum suntem obligați să oferim un învățământ de calitate tuturor copiilor, evident că în asemenea situații trebuie să recurgem la anumite optimizări. Ce înseamnă optimizare? Cuvântul optimizare este un cuvânt bun, care înseamnă identificarea celei mai bune soluții în cazul soluționării unei anumite probleme. Și dacă constatăm acum că avem școli cu 4 copii, cu 6, cu 8 copii, și dacă pornim la premisa că acești copii au dreptul la un învățământ de calitate, evident că a apărut ideea de școala de circumscripție. De regulă, școala de circumscripție apare la nivelul a câtorva localități, a două sau trei localități, identificăm o școală care este cea mai bună în această regiune, pompăm masiv bani în această școală, din buget, dar și prin partenerii noștri externi, transformăm această școală într-un spațiu educațional consolidat în care se vor regăsi biblioteci de calitate, săli sportive de calitate, ateliere, laboratoare, în care cadrele didactice vor avea norme complete, vor fi bine plătite, în care vor fi reparate acoperișurile, vor exista uși, ferestre, coridoare, în care spațiile vor fi foarte bine încălzite sau invers, foarte bine protejate în fața căldurilor înalte, temperaturilor înalte. În această școală, copiii din celelalte două sau trei localități vor fi aduși cu autobuse noi nouțe. Doar în anul acesta vom procura 164 de autobuse, prețul fiecăruia ajungând la circa 1 milion de lei. Vom nivela drumurile, copiii vor beneficia de o cantină foarte bună și în felul ăsta le vom oferi un învățământ de calitate. Evident, nu vom uita de cadre didactice care vor fi în școlile de care vor veni copiii, dânsii se vor axa pe activitatea extracurriculară, dânsii vor trece printr-o reconversie profesională pentru a putea obține alte posibilități în vederea studiilor în spațiul muncii. Vreau să spun că în acele școli de circumscripție ocuparea posturilor va fi prin concurs, de ce cei mai buni pedagogi vor putea să ocupe prin concurs postul de cadru didactic. Iată, în această ordine de idei am recurs la optimizare pentru a asigura accesul tuturor copiilor, repet, la un învățământ de calitate. Iată, în aceasta constă de fapt scopul acestei optimizări. Vorbind despre optimizare, vreau să le spun telespectatorilor că ea poartă un caracter temporar, fiindcă eu sper că Republica Moldova, peste un anumit număr de ani, va deveni o țară prosperă. Eu cred că în Republica Moldova, peste un anumit număr de ani, vor începe să nască mulți copii. Eu cred că în Republica Moldova, în curând, va fi o stabilitate politică și economică și acest fapt va influența în bine învățământul. Fapt care va face ca peste o vreme școlile de circumscripții probabil să dispară, fapt care va face ca în acele localități de unde vin copiii să apară școli de calitate, cu clase completate. Mai apoi vreau să vă spun că optimizarea, după mine, poartă un caracter situațional, fiindcă ea se va impune doar în acele raioane ale Republicii Moldova și în acele localități unde nu sunt copii.
Totodată trebuie să menționez că în Republica Moldova avem foarte multe raioane, foarte multe localități unde sunt copii și unde nu va fi nevoie să reorganizăm instituția de învățământ. Mai apoi, vreau să vă spun că optimizarea sau reforma structurală din învățământul autohton presupune o antrenare masivă a administrației publice locale. Toate mișcările le facem doar cu acordul administrației publice locale. Dacă, spre exemplu, vorbim despre un raion, raionul X, și vorbim despre acest raion din perspectiva identificării numărului de școli de circumscripție, atunci vă spun că nu ministerul stabilește câte școli de circumscripții vor exista în acest raion, ci administrația publică locală. Ministerul a elaborat doar criterii după care o anume instituție de învățământ poate fi catalogată drept școală de circumscripție. Dânșii stabilesc această listă. Ei elaborează această listă. Dacă vorbim despre numărul de autobuse, din nou, ministerul se angajează să procure aceste autobuse, dar administrația publică locală exact ne răspunde la întrebarea de câte autobuse are nevoie. Ea, evident, va fi responsabilă pentru nivelarea drumurilor, ea, evident, va fi alături de noi în realizarea acestui mare proiect. De foarte multe ori se produce această confuzie, pornindu-se de la premisa că ministerul stabilește numărul școlilor, el vine și reorganizează instituțiile. Acum vreau să spun cuvântul cheie al reformei structurale, nu este lichidarea. Cu mare părere de rău, în ultimul timp, se vorbește despre lichidarea școlilor. Nu este corect. Cuvintele cheie ale reformei structurale sunt reorganizarea și optimizarea. Or, a reorganiza o instituție de învățământ nici de cum nu înseamnă a o lichida. Spre exemplu, în Republica Moldova există foarte multe instituții de învățământ care mai ieri au fost licee, dar care, pe fundalul evoluției demografice de care v-am vorbit, nu pot forma două clase liceale, una cu profil umanistic, cealaltă cu profil real, fiindcă nu sunt copii. Și atunci noi propunem ca această instituție temporar să fie reorganizată în gimnaziu, unde avem clasele gimnaziale, iar acei 8 sau 10 copii care nu pot forma un complet de clase liceale, să fie transportați cu ajutorul unui autobuz nou-nouț, la 3 minimum, maximum 15 km, la o școală de circumscripție, dacă doriți la un liceu de circumscripție, care le va oferi un învățământ de calitate. Este important să conștientizăm că toți copiii noștri sunt talentați. Au o potențialitate nativă excepțională pe care le-a dat-o Dumnezeu. Este important ca societatea să le poată oferi o schemă organizațională, un sistem educațional pe potriva capacităților lor congenitale. Este datoria noastră să nu-i pierdem pe acești copii. Dacă noi nu vom fi în stare să oferim generațiilor în creștere un învățământ de calitate, atunci cu siguranță Republica Moldova se va transforma într-un stat de care se va vorbi că este un stat sau o adunătură de forțe de muncă ieftine. Nu ne dorim un asemenea viitor. Ne putem impune în această lume prin calitatea oamenilor noștri, prin profesionalismul lor. Exemplul pe care ne-l spuneți dumneavoastră, care deja se implementează, este luat din experiența altor țări sau cum? Cum ați elaborat? Vreau să vă spun, chiar vă mulțumesc pentru această întrebare, am preluat experiența altor țări care au trecut și ele prin faze de criză. Vreau să spun că exact așa au procedat nemții după cel de-al doilea război mondial. Am văzut cum Germania a fost distrusă în rezultatul celui de-al doilea război mondial, dar mulțumită faptului că au fost în stare să-și redimensioneze sistemul educațional, în câțiva ani a revenit pe pozițiile pe care le-au ocupat anterior. Exact așa au procedat japonezii, care la fel au fost îngenuncheați în rezultatul celui de-al doilea război mondial. Și atât Japonia, o țară foarte mică, mulțumită faptului că a fost în stare să reorganizeze sistemul educațional, aducându-l la o nouă reconfigurare, au fost în stare, într-o perioadă istorică relativ scurtă, să devină o țară foarte puternică din punct de vedere economic. Învățământul trebuie să fie foarte flexibil la situația existentă în sectorul real al economiei. Învățământul trebuie să fie foarte flexibil la tot ce se cheamă involuție demografică, situație economică, context cultural. Și doar atunci el poate deveni unul foarte tare. Vreau să spun că, în genere, reforma învățământului pe care am pornit-o în Republica Moldova este o reformă care presupune o raliere la sectorul real al economiei, fiindcă recunoaștem că avem o clasă muncitoare foarte slabă.
necalificată deocamdată. Recunoaștem că învățământul este scolastic, abstract, rupt de realitate. De aceea avem nevoie să avem un învățământ care va fi organic legat de viață. Avem nevoie de un învățământ care ar oferi competențe. Avem nevoie de un învățământ care ar fi în stare să-l pregătească pe om pentru viață. De ce? Deprinderile pentru viață, competențele apar în prim plan. Japonia și Germania, m-am referit la exemplele lor, au fost în stare să ajungă la nivelul pe care l-au atins mulțumită sistemului educațional. Am fost recent în Germania, am studiat sistemul de instruire duală existent în Germania și am înțeles definitiv de ce Germania este un stat puternic din punct de vedere economic și nu doar din punct de vedere economic. Fiindcă prin învățământul dual, Germania a fost în stare să-și creeze o clasă muncitoare de calitate, calificată, prin care și-a creat o economie de piață foarte puternică. Prin sistemul de instruire duală, Germania a fost în stare să divizeze, să-i divizeze pe tinerii cetățeni, oferindu-le și o altă perspectivă, nu doar cea a învățământului superior. Fiindcă învățământul dual este unul foarte convingător, el îi poate oferi șansa unei vieți de calitate unui muncitor. Vom prelua acest sistem, nu întâmplător, în codul educației la care ne-am referit. Acest moment apare ori de câte ori vorbim despre învățământul profesional. Fie că vorbim despre învățământul profesional secundar, postsecundar sau învățământul profesional universitar. Este un sistem care contopește într-un tot întreg teoria cu practică. Domnule ministru, am citit zilele trecute o informație care, după părerea mea, este destul de curioasă. Precum că în New York, la 8 școli din acest oraș, este introdus un nou sistem de învățământ, adică profesorii predau elevilor care învață mai slab la școală sub fonul muzicii hip-hop. Credeți că dacă noi am implementa o astfel de modalitate în școlile noastre sau un alt fel de modalitate asemănătoare, ar crește numărul elevilor care studiază mai bine? Este o metodă populistă, una excentrică, care merită toată atenția pedagogilor, care, după mine, poate fi cu o funcție complementară auxiliară învățământ. Eu de la americani aș prelua o altă metodă pe care a inventat-o în anii 20 ai secolului trecut, marele pedagog John Dewey, care se numește metoda proiectelor. Este o metodă care combină instruirea teoretică cu cea practică, care apropie învățământul de realitatea socială și pornește de la ideea că în această viață omul în permanență rezolvă niște probleme legate de anumite proiecte profesionale, sociale, culturale, individuale. Este un învățământ, apropo, pe larg răspândit în Europa. Vorbim despre Belgia sau Danemarca, Franța sau Germania. Metoda proiectelor îi încadrează pe toți copiii în elaborarea unui proiect. El, acest proiect, presupune pentru început configurarea eșafodajului teoretic a ideilor, a concepțiilor. Copiii participă la elaborarea ideilor, schemelor, formulelor, după care tot ei se antrenează în realizarea acestui proiect. Proiectul, până la urmă, ia forma unui produs intelectual, unui produs praxeologic, de extracție economică, culturală sau de altă natură. Ei vin în fața unei comisii și împreună, în grup de 3 sau 4, prezintă acest proiect, fiecare își are funcția sa. Este o metodă prin care copilul capătă cunoștințele necesare, dar și pregătirea practică necesară. Americanii au venit cu această metodă a proiectelor, pe care eu aș prelua-o de la ei. Nu aș dori să exagerez importanța acestei metode. În genere, pedagogie, nicio metodă nu trebuie exagerată. Fiecare metodă își are plusurile, dar și minusurile sale. Dar dacă m-ați rugat să aleg dintre aceste două metode, atunci eu mai degrabă aș fi predispus să pun accentul pe metoda proiectelor. Cealaltă, repet, păstrând-o cu funcția ei complementară, pe care aș utiliza-o în situații mai speciale, când aș observa, spre exemplu, că elevii sunt surmenați, obosiți. Adică la 6 sau la 7 lecții. Poate sau în situații mai speciale, în ziua de vineri, spre exemplu. Mihail Șlachtițchi se consideră o persoană fericită și norocoasă alături de soția sa Maria, fiica Mihaela și nepoțirele Smaranda și Mateia. Soția dumneavoastră Maria, care este prorector la Universitatea de Curusu din Bălți. Cum se face că dumneavoastră petreceți cea mai mare perioadă a timpului la Chișinău, iar soția dumneavoastră la Bălți? Când vă vedeți? Cum vă vedeți? Suntem europeni adevărați, existăm în regim de navetă, vin duminică seara la Chișinău, după care vineri seara sau sâmbătă, în situația în care nu am activități de weekend în cadrul ministerului, revin acasă.
Evident că într-un sfârșit vom fi împreună, aici sau în altă parte, dar evident vom fi împreună. Perioada aceasta a navetei cu siguranță va lua sfârșit, fiindcă este una obositoare, trebuie să recunosc. Deși, repet, în Europa de mult regimul de navetă a devenit o normă și foarte mulți profesioniști în fiecare zi fac nu doar 130 de kilometri, dar mult mai mulți kilometri. Dar oricum mi-aș dori ca această perioadă să ia sfârșit pentru a fi împreună și a activa împreună într-o instituție sau într-o localitate. Așa s-a întâmplat ca Chișinău să vină cu o ofertă foarte generoasă. Când Universitatea Chișinăuiană mi-a propus să accept angajarea într-o catedră, mai mult decât atât mi-a oferit posibilitatea să creez prima catedră de psihologie socială din Republica Moldova, oferindu-mi și un salariu pe care nu l-am avut la Universitatea din Bălți, dar și niște perspective pe care nu le-am avut acolo, am acceptat. De unde aș pornit faza chișinăuiană în cariera mea? Așa s-a întâmplat că m-am încadrat și în viața politică. Nu complică situația familială acest lucru, distanța? Ea nu o complică din simplu motiv că soția mea este o persoană foarte puternică, înțelegătoare, cu viziune foarte clară asupra situației care s-a creat și, din contră, vreau să spun că am tot ajutorul și susținerea ei, fapt care îmi dă puteri și energiile necesare pentru a rezista la presiunile cotidiene. Fiica dumneavoastră, Mihaela, cu ce se ocupă, ce face? Ea a absolvit Facultatea de Limbi Literaturi Străine din cadrul Universității Alecu Ruso din Bălți. A urmat un masterat în psihologie organizațională la Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Actualmente ea, împreună cu familia, se află în Strasburg, Franța. Acolo își duc existența, acolo activează. Aveți vreun nepoțel? Sunt un om foarte bogat, am două nepoțele, Smaranda și Mateia, foarte interesante și care la fel mă sprijină în toate pornirile mele. Smaranda, în mod special, este cel mai important critic al meu, lucru care îmi place foarte mult. Atunci când mă gândesc la generațiile în creștere, atunci când alături de colegii mei de minister gândesc asupra unor noi proiecte educaționale, mă conduc în foarte mare măsură de ele, fiindcă aceste proiecte încep să le cumva le proiectez pe destinul lor. Și atunci când ajung la un răspuns pozitiv, înțelegând că le-ar face bine și lor, iau o decizie de a merge cu acest proiect mai departe. Când se întâmplă să fiți toți împreună? De regulă, vara, în vacanța de vară, atunci când copiii vin la noi, sau și în momentele în care plecăm noi la ei, de regulă lucrul acesta se întâmplă în perioada sărbătorilor de iarnă.